Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta, un episod puțin mai special, pentru că astăzi o să facem top 10 jocuri ale copilăriei. Și primul joc este Hill Climb Racing, așa că dacă mai vreți episoade de genul acesta, nu uitați să dați și voi acolo un like, un subscribe. Și hai să vedem care este treaba cu acest joc. Bineînțeles, eu știu care este treaba cu fiecare joc în parte, dar acesta este primul joc, Hill Climb Racing. O să-i dăm și noi direct start aici, pentru că nu avem ce să facem, pentru că e jocul de la 0, avem 0 bănuți. Hai să-i dăm start. Nu știu cum funcționează, cred că așa, ia. Păi și brake? Cred că nu o să meargă, trebuie să pun eu frână direct. Băi, cât... deci... jocul ăsta, trebuie să pun eu alea pe ecran la jocul ăsta, că momentan nu este, adică frâna nu pot să pun de pe space. Bă, dar-mi place, bro, deci jocul ăsta mi-a plăcut enorm de mult când mă jucam atunci, la vremea aia. Deci, uitați-vă și voi, când... deci ajungeam la un punct aici în care nu mai trebuie să fac absolut nimic, deci nu mai jucam cu motocicleta la un moment dat. Și nu mai urca deloc motocicleta la... era o chestie de autostradă, ceva de genul, o mapă din asta de autostradă, dar acum e, bineînțeles, n-am nimic, am făcut abia 5 diamante. Frumos, frumos. Chiar e interesant jocul. Hop, 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 hop. Deci, ăsta este Hill Climb Racing, dacă... nu știi jocul, n-aveți cum să nu știi jocul acesta, pentru că e pur și simplu, a fost popular, ia, da. Și a murit pentru că nu am avut foarte multă viteză și cam ăsta a fost primul joc, se numește Hill Climb Racing, dacă vreți și voi să vă jucați, pentru că chiar e un joc destul de decent, doar că în 2024 mulți nu se mai joacă jocurile acestea, dar acesta este primul joc. Hai să mergem la următorul joc. Și următorul joc este Subway Surf. Niciodată n-am știut să pronunț numele la jocul acesta, dar m-a jucat foarte mult și jocul acesta. Chiar mi-a plăcut, a fost un joc destul de mișto. Haideți să dăm și noi acolo play, pentru că chiar sunt curios dacă o să reușim să facem ceva. Ia să vedem. Deci așa ne învață acum, pentru că bineînțeles am luat prima dată jocul. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva, pentru că am ajuns la un moment dat la jocul ăsta destul de mult, am făcut mult, mergea caracterul ăsta foarte repede. Da, ia, double tap. Asta nu te ajută decât dacă intri într-un din ăsta, poți să o iei de la capăt, te ajută să o iei de la capăt. Uite, aici facem să luăm astea. Scarlet, mamă, Scarlet, dacă vezi asta, Scarlet, să știi că ești cea mai frumoasă fată. Haide, let's go. Hai să ne reușim să câștigăm sau salată. Hai să vedem. Uitați, acum avem și chestia asta, nu știu exact cum se numește, dar e o chestie destul de OP. Magnetul, care și ăsta este destul de bun dacă ai bănuți foarte mulți pe lângă tine. Uite, colectezi bănuți, aici avem din ăsta, cu fără să-l găsești la final. Uite, aici Nu mi-a sărit. Am făcut 1522, cel mai mare scor, bineînțeles că tocmai ce am instalat jocul. Dar ia să o să ne pice și nouă aici. Bănuți, ca de obicei. 1000 de bănuți. Și cam așa arată meniul jocului. Ăsta, nu știu unde văd caracterele. Acasă, aici mi se pare, ia. Nu, unde vedeam, uite, free, ia. Uite, avem un din ăsta, nu știu exact, nu mai știu ce făceau asta. Unde vedeam caracterele, bro? Unde văd caracterele, gen? Mi. Aici. Nu știu dacă s-au adăugat caractere noi, dar era un caracter, bă, îl colectai foarte greu. Nu știu dacă îl mai găsesc, dar era un din ăsta foarte, foarte, cum să zic, foarte rar. Ăsta mi se pare că dacă te conectezi cu Facebook-ul, îl deblochezi. Dar văd că, ăsta, mă, uite. 980.000 și am de-abia 11.000. Ăsta îl colectez dacă faci 11.000 de 90, 900, de fapt 1.000.000 de bănuți. Ăsta era caracter. Bă, dar nu pot să-i dau așa să-l văd. Wow, ia. Uitați-vă și voi. Și ăsta are niște caractere destul de șmechere. Bineînțeles, caracterele astea le poți debloca dacă te joci cu hack. Dar eu vă recomand să nu vă jucați cu hack și să vă jucați și voi frumos.
Ninja, frumos, avem aici pe grăsanul ăsta, 80.000, ăsta e destul de ușor, dar ăsta mi-am dorit de fiecare dată să-l iau, dar se pare că nu am reușit să-l iau, pentru că nu m-am jucat atât de mult. Dar dacă mă pun odată să mă joc pe jocul ăsta, cred că 100% o să ajung la 980.000 și o să pot să-l iau. Dar ăsta este al doilea joc, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un like și hai să mergem la următorul joc. Și următorul joc este Angry Birds. Nu știu câți dintre voi ați jucat jocul acesta. Este un joc destul de ok, m-am jucat și eu, doar că nu m-am jucat atât de mult încât să fiu obsedat de jocul ăsta, pentru că e un joc ok, doar că, cum am zis, nu m-am jucat atât de mult. Hai să dăm și noi acolo play, să vedem ce o să reușim să facem. Mă văd foarte alb pentru că, na, bineînțeles, cu doiul ăsta pe față s-a terminat. Hai să vedem primul nivel cum ar veni. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Cred că o să dăm direct la aici, nu? Ia, dacă dăm aici pică toți. Da, primul nivel a fost foarte ușor. Dăm direct aici skip. Bun, hai să dăm aici. Aici chiar nu știu unde să dau, cred că tot aici. Pe undeva pe jos, pe aici, pe la scara asta. Cred că o să dau, ia. Aici, ia, am dat bine? Da, tat. Da, s-au dus toți. Efectiv s-au dus toți. Bă, mi-a plăcut, îmi place de fapt și jocul ăsta. Nu este un joc foarte urât, pentru că Angry Birds până la urmă. Hai să dăm și noi aici skip. Acesta a fost primul nivel cum ar veni. Am făcut 198.000 de puncte. Hai să mergem la următorul nivel. Face și noi măcar 3 nivele. Hai să vedem. Deci am luat cheia asta, care deblochează cred că nivelul 2. Da. Bă, cine să luăm noi acum? Recomandat. Hai bă, că-l iau pe ăsta dacă tot mi-l recomanzi. Pe negrotei ăsta, l-am luat pe negrotei. Bun, cred că acum o să dăm cu negroteiu, nu? Da, tat. Mi se pare că putem să și schimbăm, nu? Nu putem. Hai să vedem unde să dăm. A, iar e tutorialul, mă, e tot. A, cred că e cu tutorial pentru fiecare Angry din ăsta. 65.000 de puncte am făcut. De ce vrea să-mi facă? Uite, m-am făcut și de ăsta frumos. Play. Nu știu de ce la fiecare din ăsta îmi face tutorial. Uite, acum pot să mi-l aleg efectiv pe care vreau eu. Dacă dau aici pică toți, a? Da. Frumos, eu stau aici lovit la cap. Ia să vedem. Racheta, hai să, nu, ba da, dăm tot cu ăsta. A, pe ăsta mare dăm prima. Gata, tata. Cam ăsta a fost joculețul acesta. Sper că v-a plăcut. Dați și voi acolo un like, pentru că m-a ajutat destul de mult. Nu știu cât scor am făcut acum. O, 228.000, frumos. Haideți să mergem la următorul joc. Și următorul joc este Plants vs. Zombies. Este un joc pe care l-am jucat foarte mult. Nu știu câți dintre voi l-ați jucat, dar mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta la vremea aia, pentru că nu puteam să mă joc alt joc, pentru că calculatorul meu, mă jucam pe calculator jocul ăsta și pe calculatorul ăla efectiv nu puteam să mă joc absolut nimic. Trebuie să colectez steluțele acestea ca să poți să pui din astea să-ți aperi casa. Zombii o să vină pe parcurs, bine, bineînțeles, la un nivel mai mare, o să-ți vină din ce în ce mai mulți zombii și chestiile acestea nu o să poată să facă față. Avem 150 de puncte, putem să mai punem încă din asta, dai click, pui aici, nu știu exact cum se numesc chestiile astea, dar asta e floarea soarelui. Așa, colectăm steluțe. Dacă v-a plăcut jocul acesta, nu uitați să dați și voi acolo un like. Scrieți în comentarii care joc v-a plăcut cel mai mult din toate astea pe care o să vi le arăt în episodul de astăzi. Uitați, și acum punem din astea o grămadă, pentru că, da, trebuie să aștepți să se încarce ca să poți să o folosești din nou. Uitați, zombii vin cât mai mulți și stele. Deci, dacă pui floarea soarelui, și aceasta îți dă steluțe care să poți să pui din asta pe jos. Ia să vedem, uitați, pe primul l-am distrus. Bă, chiar m-aș mai juca jocul ăsta, bro. Deci chiar aș mai juca, nu o să șterg jocul ăsta, pentru că, efectiv, jocul ăsta parcă, nu știu, îmi place maxim. Aș sta aici și aș pune din astea, efectiv, o grămadă. M-aș juca o grămadă jocul ăsta, bro. Uitați, și acum am luat și de la ăsta. Mai avem 200. Acum cred că o să vină mai mulți zombi, nu știu exact, pentru că pe partea cealaltă sunt, aici la intrare sunt mai mulți zombi. Uitați, și acum vin mai mulți, gen zombi, sunt 3, ia uitați câți vin acum.
Dar cred că astea o să poată să facă față cu brio. O să mai punem și aici o floare. Frumos. Chiar mi-a plăcut jocul ăsta. Chiar a fost un joc care l-am jucat destul de mult. Am luat 150 de cireșe pentru că am terminat nivelul. Suntem la nivelul 3. Nu mai știu exact ce făcea. Ăsta dacă îl puneai, stătea zombiul și punea gen, și mânca din el o grămadă. Deci stătea foarte mult și mânca. Uitați, acum nu sunt foarte mulți. Dar la un moment dat, când o să treci în mai multe nivele, o să vină cât și mai mulți. Mulți zombi o să vină în continuu. Nu mai știu exact, că asta mi se pare că explodează. Nu mai știu exact. Scrieți în comentarii dacă ce joc v-a plăcut din toate acestea pe care vi le arăt. Uitați, acum o să înceapă zombi să vină. O să pun unul pe mijloc pentru că, după cum vedeți, ăsta e pe mijloc. Bun. Hai să vedem. A murit și ăsta. Îi punem aici, dar de fapt nu, punem floarea aici. După îi punem din asta în față. Ia uitați, acum am colectat steluțe. Mai luăm o steluță și acum punem din nou aici. Trebuie să colectezi cât mai multe steluțe ca să poți să pui din astea. Dacă ai multe steluțe, automat o să poți să pui multe. Doar că, după cum vedeți, nu o să poți să pui în continuu, gen. Dacă ai 300, nu o să poți să pui 3 din astea deodată. Trebuie să aștept să se încarce, pentru că altfel ar fi foarte ușor. Bine, la primele nivele e destul de ușor, adică... Ia uitați. Destul de ușor. Hai, tată, mori, băi. Ia, hai că dau un pic sunetul mai tare la jocul ăsta. Așa, s-a auzit și voi sunetul la joc. Ia să vedem. Hai să facem 50, că vreau să pun cireșele alea. Hai, tată, mai dăm o steluță, bun. Le punem aici. Am uitat ce face, bro. Jur că am uitat ce face. Lasă-mă, bro, nu mai îmi da să pun floare din asta mereu. Hai, măi, trebuie să-i cadă mâna. Trebuie să-i cadă o mână acum, aia. 3. Aia, că, bro, îi cade pălăria deja. Cireșele acum nu prea se merită să le pui, pentru că nu sunt foarte mulți. Cireșele trebuie să le pui la un moment dat, când sunt foarte mulți. Nu mai știu dacă dispar steluțele în cazul în care nu le iei. Bun, avem 300. Mai luăm de aici, mai luăm și de aici. Nu știu dacă, cred că asta le mănâncă ea. Ea le mănâncă. Da, începe să le mănânce, dar astea dispar destul de ușor, adică... Poți să pui imediat tot acolo, ca să nu... Se apropie de acum, nu mai are și să mănânce pentru că i-a dispărut cap. 425. Ok, final. Mai punem și aici. Nu știu câți o să vin acum, dar vin destul de mulți acum. Hai să mai punem și aici. Vedeți, acum astea, zombii acum o să moară din ce în ce mai repede, pentru că sunt foarte multe din astea aici și o să moară destul de repede. O să îi distrugă destul de ușor. Da. Cam acesta este joculețul. Nu știu câți dintre voi v-ați jucat. Acum am luat 50 de cartofi. Și dacă îi pui, zombiul stă foarte mult la el ca să mănânce. Și atât timp cât stă ca să mănânce acel cartof, durează foarte mult. Chestiile alea care trag, atunci poate să-l omoare gen foarte repede, pentru că durează până mănâncă un cartof de genul ăsta. Acesta a fost joculețul, se numește Plants vs. Zombies. Dați-vă acolo un like dacă v-a plăcut. Hai să mergem la următorul joc. Și următorul joc se numește Temple Run. Jocul acesta nu l-am jucat în mare parte deloc. L-am jucat decât puțin pentru a vedea cum este. Nu știu câți dintre voi l-ați jucat, dar eu cel puțin nu l-am jucat decât efectiv puțin și atât. Pentru că nu mi-a plăcut atât de mult jocul ăsta. E un joc destul de interesant, doar trebuie să ia. Păi și? De ce nu mă lași? Acum gen.
Păi și dacă eu vreau să mă mut în partea asta, de ce să mergi așa pe margine, gen? Asta e jump-ul, ok. Nu l-am jucat jocul ăsta, doar foarte puțin l-am jucat jocul ăsta, doar ca să văd, să văd dacă e ceva de capul lui, pentru că nu mi-a plăcut. E un joc care nu m-a atras atât de tare, nu știu câți dintre voi l-ați jucat, dar mie cel puțin nu mi-a plăcut jocul ăsta. A, păi și acum eu cum mișc telefonul? Că-s pe emulator? What? Păi și acum eu cum mișc? Păi n-am cum să-l mișc, bro. Cum mișc? A, deci se pare că după ăsta nu poți să miști. Ia dacă mișc așa. A, ăsta trebuie să te joci după telefon, bro. Deci ăsta pe emulator nu merge. Pentru că... efectiv, nu pot să merg în partea cealaltă. Nici WASD. Da, nu pot, pentru că nu merge să-l dau în cealaltă parte. Trebuie să te joci jocul ăsta după telefon, pentru că pe emulator nu prea merge Temple Run. Dar ăsta e joculețul. Efectiv, ăsta e joculețul. Din păcate nu putem să jucăm mai mult, pentru că nu pot, pentru că nu mă lasă după emulator. Hai să mergem la următorul joc. Sper că v-a plăcut jocul acesta. Hai să mergem la următorul. Și următorul joc este Fruit Ninja. Este un joc pe care nu l-am jucat chiar atât de mult, pentru că nu a fost chiar atât de interesant încât să stau să-l joc foarte mult. Dar nu știu câți dintre voi l-ați jucat. Hai să dăm și noi, să vedem care este situația. O să dăm aici pe ăsta. Dăm direct pe play game și cam asta este situația la joc. Trebuie doar să tai absolut fructele care apar aici. Pepene avem, doar pepeni oare? Ia să vedem. Avem cocos, căpșuni, nu avem sunet, bineînțeles, dar chiar e un joc. A crezut că e mare fruct. Avem o steluță. Skip. Da, avem dar what? Am făcut level 2 și mi-a dat efect. Wow, interesant. Hai să dăm play again. Cred că mi-a pus o steluță, mi-a pus un X, nu mi-a pus. Cred că mai târziu o să-mi pună din astea aici. Ia. Trebuie să am grijă la... astea nu trebuie să le mai dau. Așa, bun. Trebuie să am grijă la grenadele alea, că dacă mai apar... e problemă, o iau de la capăt. Ok, măr, ăsta, ananas. Ce era să dau în grenadă? Critical. Băi, un joc interesant, doar că nu m-am jucat atât de mult, Mamă, ce era asta, mă, rodie? Ce era să dau în aia? Oare dacă, gen, aici poți să joci la infinit, cred. Nu știu dacă se termină, numai dacă mor tu, gen. Nu știu dacă... ok, 108. Mamă, vezi că mă pricep. Aaa, X-urile apar numai dacă cad fructele. Am înțeles. Ok. Păi da, mă, bro, dar... aolo. Dă-i. 26 de hituri. Da, mă, n-am văzut. A căzut un fruct, bro. Și nu l-am văzut. Nu l-am văzut, bro. What? Mi-a anulat X-ul. Păi până când mă joc aici, bro? What? Mamă, păi mă joc la infinit, mă.
Păi cel mai bun, mă, dacă voi intrați și faceți scor mare rău de tot la jocul ăsta, vă rog să-mi dați pe Instagram dacă faceți scor mai mare de 244. De hituri am dat acum. Aolo, nu! Am luat telefonul! De ce am luat telefonul, bro, după birou? Am făcut 298, dacă faceți scor mai mare, îmi lăsați pe Instagram sau dați poză pe Discord, acolo cei care sunteți pe Discord. Cam acesta a fost joculețul, este un joc destul de interesant, doar că dacă mă joc acum, nu înseamnă că mă joc și mai târziu și tot timpul, pentru că, bine, poate m-aș juca, că văd că e interesant să fac un scor mai mare, ar fi ceva. Dar dacă vă jucați și voi și faceți scor mai mare decât l-am făcut eu acum în clip, nu uitați să lăsați pe Instagram sau pe Discord acolo, la media. Intrați și lăsați acolo poze. Hai să mergem la următorul joc, pentru că acesta a fost Fruit Ninja. Și următorul joc se numește Traffic Rider. Este un joc la fel, tot așa m-am jucat foarte mult pentru că mi-a plăcut. Doar că, cum am zis, jocurile pe care le-ați văzut în momentul de față nu le mai joc pentru că sunt jocuri după telefon. Eu mă joc cel mai mult Fortnite și, bineînțeles, și alte jocuri după calculator, dar cel mai mult mă joc Fortnite și nu mai joc jocurile acestea. Dar dacă v-ați jucat Traffic Rider, vreau să îmi scrieți și voi în comentarii la acest videoclip. Hai să dăm și noi play cu motocicleta, să vedem ce o să reușim să facem. Prima, mergem direct, nu putem să jucăm ăsta. Trebuie să facem carieră, ok. Și primul nivel, care era, mă, că nu mai știu. Dăm direct play, ok. Eu trebuie să-mi pun din astea. Păi, dar nu pot. Păi stai mă puțin. Păi dar nu merge, bro. Da, nu merge după emulator, bro. Da, cam scurt, bineînțeles. Cu atât mai bine, pentru că clipul e de 37 de minute, de fapt. Bine, o să mai tai. Dar scrieți în comentarii dacă v-ați jucat jocul acesta, pentru că eu nu pot să mă joc după emulator. Nu știu, bineînțeles, trebuie să mișc. Efectiv, monitorul trebuie să mișc ca să pot să mă joc, nu merge. Dar hai să mergem la următorul joc, pentru că un pic fail. Și următorul joc se numește Poo. Este un joc destul de interesant. L-am jucat când eram puțin mai mic, pentru că vă dați seama, când ești mai mic, joci jocuri de genul acesta. Dar nu știu câți dintre voi ați jucat. Este un joc interesant. Trebuie doar să-i dai să mănânce ca să-l faci, să-l faci mai mare. Cu atât mai multă mâncare îi dai, cu atât mai mult se îngrașă. Trebuie să te duci să-l speli frumos. Aici îi faci, ok. Aici îl speli pe el, îi dai cu săpun, frumos, cu dușul și acum el e fericit, vedeți? Ăsta îl jucam efectiv când eram mic. Acum efectiv nu mai ai ce să faci la jocul ăsta, doar că... What? De ce nu poți să-l spăl? Să te se dau așa pe el. Ok. Asta este jocul care se numește Poo. Nu poți să faci foarte multe pe el, pentru că trebuie să aștepți cum ar veni să îi fie foame, să poți să-l speli. Dar ai și alte joculețe, nu mai știu exact, undeva pe aici. Ia. Dar aici mi se pare că l-obosești pe el și o să trebuiască să-l bagi și să se culce. Ceva de genul, îi stingi lampa și aici el se culcă. Dar nu o să poți să faci foarte multe chestii, doar că trebuie să aștepți. Vreau să-i dau să-i fie somn cum ar veni, dar din păcate nu avem... Aba da. Ia, hai să-i dăm din asta, ia. Uite, dacă vreau să-i dau de asta, zice că nu. Game room, aici îl pui să doarmă, aici îl pui să... Ia. Ia. Ce faci, mă? Alo. Mă auzi? Dar cred că nu cred că am microfonul pus, că văd că nu... Nu cred că am microfonul. Ce faci, mă? Uite, bă, că mă aude, bă, eu am dat pe off. Bă, ai dat subscribe? Ai dat? Dă-i subscribe acum, repede, te rog eu. Dă-i, te rog, subscribe.
Bă, mă auzi? Bă, mă auzi? Dă-i subscribe! Subscribe! Dă-i subscribe! Dă-i subscribe! Dă-i subscribe, băi nebunule! Dă-i subscribe, băi nebunule! Așa! Așa! Păi da, ce facem aici? Ai dat like? Da, ce facem aici? Ai dat like? Dă-i like, să strângem 30 de like-uri la clipul ăsta! Să strângem 30 de like-uri. Să strângem 30 de like-uri. Să strângem 30 de like-uri. Așa, frumos. Așa. Frumos, beautiful, nu? Frumos. Beautiful, nu? Beautiful, nu? Frumos, tată. Hai să mergem la următorul joc, pentru că ăsta repede după mine. Băi, nu mai repeta, băi. Frumos, tată. Hai să mergem la următorul joc, pentru că ăsta repede după mine. Băi, nu mai repeta, băi. Și următorul joc este Tetris. Nu știu câți dintre voi ați jucat Tetris, doar că eu nu am jucat jocul acesta, decât era o jucărie efectiv care îi puneai baterii și te jucai Tetris, doar că acum, bineînțeles, a evoluat tehnologia și au făcut băieții mei aici level 1, uitați, au făcut ei joc mai avansat cum ar veni. Uitați, dacă eu vreau pot să-l duc pe ăsta mai repede. Nu știu câți dintre voi ați jucat, am zis, doar că eu nu am jucat cât să-mi placă jocul ăsta, pentru că nu e un joc foarte interesant. Ia să vedem, hai să-i dăm aici, dar de fapt aici să le punem pe astea aici. Îi dau mai repede ca să ducă. Hai că dăm direct așa, dacă reușim să facem ceva. 40 de mutări. Dă-mi mai repede, ok, ia. O să-l bag acolo, bro. Așa, bun. Cam acesta este joculețul. Nu știu dacă am zis, nu știu dacă voi v-ați jucat, dar 100%. Unii dintre voi 100% v-ați jucat. Dar eu nu m-a atras așa mult să mă joc. Acum dacă mă joc, acum nu mă joc. Mai târziu să zici că mamă, hai să ne jucăm Tetris. Vine prietenul tău, hai să ne jucăm Tetris. Nu te pot aici că nu mă joc Tetris. Ce am înnebunit să mă joc Tetris în continuu. Mă joc acum, că pe jocurile gen top 10, jocurile copilăriei. Hai să vedem ce, dacă facem ceva. 698 de puncte. Da, mă, îți dă niște chestii din astea care nu poți să le pui cum vrei tu. Ia, bun. Aici le punem. Haide, mă, dă-i. Posibil mai trebuie să-ți dea mai multe din astea. Hai, mă, să punem aici. Gata, mă, 676 de puncte. Păi, cam ăsta a fost joculețul, se numește Tetris. Dacă vă place, puteți să vă jucați și voi. Este pentru orice vârstă, efectiv. Toată lumea poate să se joace jocul acesta, orice vârstă. Sub 9 ani, că nu se joacă un om la 30 de ani Tetris. Haideți să mergem la, efectiv, ultimul joc. Acesta a fost al 9-lea joc. O să mergem la ultimul joc, care se numește Candy Crush. Efectiv, ne jucăm Candy Crush Saga. Nu știu dacă mai știți de jocul acesta în momentul de față, dar 100% o să știți, pentru că este un joc, bă, l-am jucat, am ajuns la un moment dat la nivelul 400 și ceva, mai că mi-a fost la 2000, aproape de 4000 level, voi vă dați seama? Nu, am zis că aproape de 4000 level, dar n-a fost așa. 2000 și ceva, nu mai știu exact ce level avea, dar s-a jucat, bă, mult rău de tot, mă, jocul ăsta. Băi, deci jocul ăsta, bă, vine așa o nostalgie, efectiv, când mă jucam pe calculatorul ăla vechi, la fel și Plants vs. Zombie, de fapt, după cum vedeți, am făcut și level. Băi, mă jucam pe calculatorul ăla vechi. O să vă pun o poză undeva aici pe ecran și o să se vadă și jocul, pentru că n-am făcut poză la calculator atunci, pentru că na, nu cred că aveam cu ce să fac poză, dar o să vă pun aici o poză pe ecran în care să vede un pic jocul și monitorul și tastatura și toate astea. Aveam tastatura efectiv lipită de monitor și da. Dacă astea erau condițiile atunci, nu aveam posibilitatea să-mi iau calculator mult mai puternic. Hai să facem și noi decât un singur nivel, să vedem ce reușim să facem. Ia. Oricum, o să fie foarte ușor.
Ia, facem și noi ăsta. 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 Bun. Și am terminat nivelul. Nu o să stau să mă joc foarte mult, pentru că deja am 50 de minute de când filmez acest top 10 jocuri ale copilăriei. Nu știu dacă mulți dintre voi am jucat toate jocurile pe care le-am jucat eu acum, dar eu unele nu le-am jucat foarte mult, unele le-am jucat foarte mult, unele le-am jucat foarte puțin. Da, na, acesta a fost Candy Crush, acesta a fost ultimul joc, o să dăm și noi aici X, pentru că, na, nu o să dejucăm jocul ăsta. Bineînțeles, eu dacă mă conectez cu Facebook, ajung un pic mai sus, undeva pe la 100 și ceva. Dar cam atât a fost cu acest episod. Acestea au fost cele 10 jocuri ale copilăriei. Vreau să-mi scrieți în comentarii care joc v-ați jucat cel mai mult și cel mai puțin, pentru că chiar sunt curios ce v-ați jucat și voi. Dacă aveți alte jocuri ale copilăriei, vreau să-mi lăsați în comentarii sau să-mi scrieți pe Discord acolo la sugestii clip, sau să mi le dați pe Instagram și în următorul clip o să le și jucăm, o să le testăm, pentru că eu m-am uitat, am stat și m-am uitat, nu știu exact ce joc ar mai fi al copilăriei, pentru că m-am uitat după ce m-am jucat eu așa în mare parte, pentru că, na, cum am zis, scrieți în comentarii pe Discord, scrieți în comentarii la acest clip, pe chat, de fapt la sugestii clip, pe Discord, puteți să-mi lăsați și pe Instagram, să-mi scrieți ce jocuri mai vreți să testez, dar nu uitați să dați și voi acolo un like, un subscribe, pentru că mă ajută destul de mult. Dacă v-a plăcut acest episod, ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!